Uitați-vă și voi. Haldă femeie. La 25 de ani. Mă odihnesc, bre, să am picioarele suple, că iar alergăm toată ziua. Bravo, fata mea, bravo. Hai să mergem. Neața, eu întâi mă prefer. Pregătită, aranjată, gata. Hai, găci. Ia uite, mă. Așa de echipă. Aici cine e? Ah, vezi cineva aici? Acolo e Jean. Ah, Jean e jos, deci. Este ultima zi. Acum încearcă fel și fel de sentimente. Într-un fel îmi pare rău că este ultima zi, într-un fel nu îmi pare rău că am muncit de ne-a venit rău. Și să muncești de la ora 9 dimineața până la 11 noaptea, credeți-mă că nu e combinație deloc. Asta e var? Da, var. Așa de colorat e? Da, 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 să vezi la mă să face alb. De-i. Șeful, dar nu vedem și noi ca ăștia? Spune-mi, Marica, în tare Victoria. Da? Ia. Noi ne-am bucurat că i-a pus pe ceilalți să facă curat acolo și am zis, a scăpat de bălegar, orice ne dă să facem acum e mai bine. Facem curățenie. Curățenie. Da. Pune, mergem la curățenie, facem curățenie la niște armăsari. Ei mai, ei mai. E treabă, n-am scăpat de aici. Eleganți. Eu, de fapt, abia așteptam să muncesc, să văd cai, să văd armăsarii, că eram foarte interesat de armăsari. Acolo, la fel, muncă fizică și aici chiar n-am tras chiulul pentru că am muncit pe bune. Am cărat roabe de pământ, du-te, fă-i acolo. Și pământul e super tare acolo. Ei, ca să poată să sape, o trebuie să dea cu apă. Foarte complicat. Diana a văruit și ea pe acolo pentru că era destul de murdar. Să vezi cum se albește în urma noastră imediat. Nu-mi vine să crezi. Hai să vezi, da. Bun. Hai, băiatule, hai! Arată-ne ce poți! Hai, hai, hai! A, uite, uite-te, tu cum dă din picioare, așa. E foarte frumos să mergi la călărit, e foarte frumos să te uiți la căluci, dar e atât de multă muncă acolo de nu-ți poți imagina. Toată ziua oamenii ăștia asta fac, să-i cureți pe căluci, să-i speli, să... iar cai arată impecabil, așa cai frumoși. Când le-a dat drumul acolo și au alergat, nu știu, mie mi se pare că sunt așa niște animale faine. Eu vreau prințul pe cal alb, nu calul. Ia uite-l, ia uite-l, bă, frate. A, vai, e atât de scump. La un moment dat mi s-a părut genial cum se lăfăia, să zic așa, și se trântea în praful ăla un armăsar. Mi s-a părut, wow, și am filmat. Mamă, ce frumos e, bă, frățioare, bă. Operă de artă, jur. Calul alb l-am găsit. Prinț, n-am? Nu poate. Gata, boss, calm. Iartă-mă pe mine, m-am băgat în seamă cu tine. După ce am încărcat fânul ăla, mi-a zis nenea asta să mă duc să le dau apă. E o plăcere, adică chiar te duci. Caia asta în căldură. M-am dus și le-am dat apă la toți. Nervosule, băi, n-auzi. Mamă, ce armăsar, băi. Da, mi-a plăcut un armăsar pe care l-au adus pe urmă și avea așa un nerv și mă vedeam eu cum eram eu pe teren. Exact așa făceam și eu. Exact ca ăla. Deci îmi plăcea tare cu Dargo Saros. Nu pot să crezi. Adrian? Nu pot să crezi că... Gata, fără cu spumă, dar nu da cu spumă, dar că te nec. A lăsat furtunul jos. Hai, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Stai acolo, ți-e frică, nu? M-a dezamăgit, pentru că eu îl credeam să vină cu pieptul în față să le încaseze. Mi-a mărit! În capul ăsta! Acum știi că... Cezăr! Uite, mi-a mărit de steaua, e? Ei, în momentul ăla eu am intrat ușor, tiptil, cei că sunt în filmele de urmărire. Acolo s-a produs o satisfacție internă. Ha, ha, ha!
A prins un pic. Și am fost răsplătit de Dumnezeu. Toată ziua cu tine! Nea Mărine, explică-i la fata asta cum mi-a explicat și mie, că numai pe mine m-ai certat. Roxana, tat din gură odată, măcar 2 secunde. Nimic! Ce? Explică-i lui Sandy că nu mai face nimica, nu mai vrea. Nu mai face ea? Ia praștea aia și fă ceva, că adică mă lasă pe mine. Adică de ce nu mai face? Roxana nu suportă pe Sandy, dar cred că nici Sandy pe ea. Și uite așa... Se joacă cu peștele ăla, dar nu face nimica. Nu, no, nu, no, adevărat sunt leșinată. Păi ea leșinată și eu sunt o leșinată. Stai, da, câți mai? I-am făcut pe ea toți, cât mai face? Uite nemane, am curățat 10. Iar am de, uite, eu i-am curățat pe ăștia toți. Hai să mai faceți câțiva, hai că nu mai iau. Păi nu face nimic asta, deci 15 ani. Fac, Roxana! Ai grijă că te murdăresc. Nea Mărina are o relație specială cu Sandy. Singura variantă era ori să fac peștele, ori să fiu eu altoi tati. Roxana! Zâmbești un pic! Dacă tu zâmbești, în schimb să vorbești, e mai bine. Uite, îți dau o farfecă roșie. Roșie. Ne-a dat 2 foarfeci de alea în mână și a zis începe să culegeți. L-am identificat ea. Gata. Ăsta. E bun? Este foarte bun. Și îl punem ușor, nu? Ușor să nu... Să nu-l zdrobim. Credeți-mă că e foarte greu. Pentru că strugurii aia sunt băgați cumva pe niște cringi. Trebuie să-l tai, nu trebuie să-l arunci. Ce fac? Merg? Așa, mai faci. Bă, zic, în tradiție să faci, să faci. Dar zic, lasă-i să vedem ce fac ei. Împingi un pic aici, ce te rog. Ce? Cu ce? Ai, cu piciorul. Unde să mă urc? Doar că un picior, împingi. Ia. Hai, împinge. Poți să cred că faci treaba asta. Uite. Băi! Ei, prindeți piciorul, îi rupeți piciorul acolo. Bravo. Îți dai seama că n-are cum să-ți prindă piciorul acolo, că nu intră. Cât de tâmpiți nu și-au dat seama că putea să-i prindă piciorul de Iani acolo. Poți să dai prin ăla, mai calci acolo, să iasă zeama, dar nu să te urci în cuva aia. Te-ai zis că e sexy să ai piciorul așa mare. Am 38, sunt sandale 39, întoarce-le, că le vezi. 38 aveai la 10 ani, te ia pune aici. Dă-i. Dă-i. Brava. 40 de ani am trăit degeaba, n-am sărit cu picioarele pe struguri să fac must în viața vieților mele. Auzisem că așa era înainte. Și vinul ăsta o să-i punem etichetă de aia specială, facem doar 1000 de sticle. Scrie pe el 42, știu. Da. A început să iasă must. Dar mustul nu ieșea pe unde trebuia. Pe băi, mustul... Mustul curge, mă, ce nu puneți măcar gălețele alea pe dedesubt. Curgea peste tot pentru că șgheabul ăla trebuia un pic dat cu apă de înainte să umfle lemnul. Lasă struguri aici, băiatul meu. Trece aici, fix 3 struguri. Așa, hai. El credea că nu văd. S-a dus să fure de lădițe să-și pună că vezi, Doamne, a culeț-l mai mult. Păi n-avea cum, că noi culegem în același rit. Sunt un suflet neînțeles. Aveți vreo femeie nemăritată care ar vrea să... Nu știu. Să facă o casă cu mine. Păi vă place țărâncuțele așa, nu știu. Îmi plac, bă, toți ăștia însurați, toți prietenii mei, tot. Domne, că nu te mai surd. Între timp, căutați-mi o femeie să aibă între 29 și 36. 29, Gianni, își faci, Gianni e la matrimoniale, mă. El își caută nevastă. De 43, nu vezi? Merge, dacă arată bine. Nemăritată? Aproape măritată. Păi ce să fac, că ești măritată, n-am ce să fac cu tine, n-auzi? Una singură vreau. Deci iarăși ghinion. Nici o șansă să mă sun. Mamă! Nu poți să-mi pui din butoiul ăla? Și a zis nu, că astea sunt altceva. Deci aici e o comoară, cum s-ar chiar ce? O comoară, nu? Îți jur. Dacă să termina ziua aici și mă duceam acasă să mă culc, era ok. Dar noi trebuia să ajungem la Teo, la nuntă. Bună seara, dragi invitați! Mă bucur tare că voi vă distrați și alții stau la muncă cu, uite, la televizor. Teo, să zic prietenul meu cel mai bun,
În sfârșit s-a căsătorit. Felicitări, că nu credeam că o să le văd generica, pentru că e un fel de Liviu Vurciu, dar mai micuț așa. Prietenii lui în număr mare acolo în față, după cum vedeți, luminițele de la capătul tunelului, cum ar fi domnul Barbu, Neamărin. Bună seara, bună seara. Neamărin. Zgârci. Ăsta. Haideți să-l aplaudăm, că așa e frumos. Să știu că stați la nuntă și vă distrați și trebuie să vă pună unul să aplaud. Băi, am venit la nuntă, lasă-mă, chiar n-am chef să aplaud. Teo m-a ajutat foarte mult. Am fost la el cu emisiunea de multe ori, dar am rămas prieteni. Și am venit cu mare drag să-ți urez casă de piatră, sănătate, tot ce vă doriți. Și asta mică să vă trăiască. Ia, să faceți și un băiat. Da. Să fiți sănătoși. Casă de piatră și dacă toți sunt aici, hai să încingem o horă. Hai da, hai da, să aveți grijă la horă, pentru că ne-am mărit de confesionist și își dă seama că nu știți. Am luat toată lumea la dans, s-a făcut o horă mare și sper eu că i-am făcut o surpriză frumoasă lui Teo. Mă bucur foarte mult pentru Teo, pentru că îl cunosc, este super băiat. Aseară n-am putut să-i urez casă de piatră sau eu-i fi urat. Liviu zice și acum, oameni buni, eu am adus încă o surpriză, dar Neamărin a plătit o treime. Și o trei sferturi. L-am adus pe The Man, The Voice, The... Dar tot ați spus că mă plătiți, vă rog, aștept. Oricum, eu am făcut-o de drag și din suflet pentru acest cuplu de tineri superbi. Amore mio, sempre così. Voglio sentire gli occhi miei tra di te. Mi sono salva verità. È un grande amore, ma il più grande esisterà. Ce credeți? A cântat live? Adică n-am mai făcut playback la circ. Frate, știi că te iubesc, dar trebuie să și râdem. Bravo! Casă de piatră! Bravo! Casă de piatră! Bravo, Cezar! Mă ajută să mă văd și eu la anul, așa, Doamne ajută! Bravo! Bravo! Așteptam să fie muncă, dar nu mă așteptam să fie genul ăsta de muncă. Adică scos nămolul din mijlocul lacului și de plantat pomi, nu-mi imaginam. Nu regret nimic, dar nu știu dacă aș repeta experiența. Ușor! Ridică-te! Mă bucur în primul rând că l-am cunoscut pe Sony, pe Maurizio, pe Sandy. Sper să le meargă foarte bine cu circul în continuare. Sper ca Jarl să facă bine, să revină pe scenă. Îi dorim sănătate și anul viitor, când o să vin să-i vizitez, să mai lucrăm la numărul al meu de magie, să mai punem ceva peste, că doar o ruletă și un tomberon nu prea mi-a ajuns. Eu unul aș mai veni cu mare drag. E foarte greu, dar am făcut lucruri pe care poate nu le-am făcut niciodată. Super! Sunt stări diferite, amestecate. De oboseală, bucurie, noutate. Primul loc îl va ocupa cu siguranță sclipirea de fericire din ochii acelor 100 de copii cu dizabilități. Asta e o lecție. Ei sunt mai mișto ca noi, unul. Adică percep altfel fericirea. Tot ce s-a întâmplat la Neamărin pentru mine a fost pur și simplu o lecție de viață. Să întâlnesc toată familia acestui circ. A fost o reală plăcere și vreau să le mulțumesc. Iar lui Neamărin o să-i spun că are parte de oameni faini lângă el. E un
om foarte respectat și iubit oriunde se duce. Pe cuvânt, dacă nu, ne amărim președinte.